emiterii alertei răpire minori la nivel național, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, au fost instituite filtre și dispozitive rutiere pentru depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. În jurul orei 17, o echipă operativă din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, formată din ofițeri de specialitate, a oprit în trafic pe raza comunei Valea Călugărească, în satul Valea Nicovani, autoturismul dat în consemn. La volanul acestuia se afla bărbatul în vârstă de 42 de ani, împreună cu cele două minore. A fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri. În continuare, cercetările sunt continuate de către poliții și de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.